original turka, why an agro? Cara gur. Așa se numește. Au fost două triburi aici care s-au bătut între ele. Minaretul construit din cărămidă și acolo scrie în litere cuplice, scrie când a fost construit, de cine a fost construit. La baza. Exact. După care, în spatele meu avem secolul XVI. Este vorba despre o madrasă. O madrasă în secolul XVI, unde este mormântat un conducător de origine yemenită în această madrasă. Dar ce este cel mai important legat de această madrasă? V-am povestit. Uzbekistanul este o țară în care nu se mai pune accent foarte mult pe religie. Este una dintre singurele madrase încă funcționale, încă deschise. Ca să vă imaginați, în față sunt sălile de clasă, iar în spate sunt dormitoarele lor.